Astăzi se împlinesc 44 de ani de la Marea Tragedie din 4 martie 1977. Peste 35.000 de locuințe au fost distruse în doar 56 de secunde. Chiar dacă județul Mehedinți nu a fost guduit atât de puternic, severinenii ne-au povestit și experiențele lor terifiante pe care nu le vor uita niciodată. Seara din 4 martie 1977 nu va fi uitată niciodată de români. Cutremurul care s-a produs la ora 21 și 22 de minute a avut efecte devastatoare și o durată de aproape un minut. A produs peste 1.500 de victime, dintre care 1.391 doar în capitală. Au fost și 11.300 de răniți, iar peste 35.000 de locuințe au fost distruse. A fost o zi urâtă, că eram în București atunci și am prins... Ce am văzut atunci n-aș dori să mai vadă nimeni. Am fost undeva la Pipera, la, nu știți, Bucureștiul, și chiar ieșeam de la servici pe la gura aia și efectiv când eram în stația de autobuz și s-a vălurit pământul cu noi, ne țineam unii de alții. M-am urcat în autobuz și am mers spre centru, că stăteam undeva în centru, și am început să vedem blocuri dărâmate, pe lângă blocuri pe acolo, praf, magherul era de un da, de palmă, să dărâmaseră câteva blocuri la scala, la asta, și am auzam oamenii cum țipau pe sub, nu aveai nicio putere, ce puteai să... Județul Mehedinți nu a fost atât de afectat de marele cutremur, însă cei mai mulți oameni au rămas cu amintiri neplăcute și cu o teamă care nu a dispărut niciodată. Tras o spaimă atunci, eram în casă, priveam un film dulce și amar, mi-amintesc, un film bulgaresc. Și când am văzut că începe să se miște, fai, am văzut tablourile că, vai de cap, și eu stau la etajul 2, vă dați seama că n-a fost așa de puternic. Am fugit repede pe scări. Prima dată aveam impresia că trebuia să se repetrează, că mă pierdusem pur și simplu, înțelegeți? Și la urmă am coborât pe scări, am stat afară mult timp. O noapte foarte, foarte grea, aveam copiii în spital la vânzul mare, a venit unul pe la mine să privim. Era un film dulce și amar, mi-aduc aminte caz. Și în momentul ăsta auzim duduind, parcă venea tancurile. Am ieșit afară, rămăsase o fetiță înăuntru. Eu trăgeam înăuntru, eu trăgeam în afară. Da, până cine a mai dormit până dimineața? Până dimineața n-a mai dormit nimeni. În cutremurul din 1977 au murit și mari artiști precum actorul Toma Caragiu, regizorul Alexandru Bocăneț sau cântăreața Doina Badea. Seismul a avut magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter.